Grupul de inițiativă Musai Mujai, ce include mai mulți etnici maghiari, a acuzat astăzi primăria Cluj de falsificare a istoriei. Asociația s-a referit la un banner amplasat în centrul orașului cu ocazia zilelor Clujului 2018. În acest an, primăria Cluj-Napoca a amplasat pe latura vestică a Pieței Unirii un poster gigant înfățișând reproducerea unei fotografii datate de la începutul secolului 20, reprezentând palatele status din municipiu. Regretabil, posterul falsifică istoria. Față de fotografia originală, de pe posterul primăriei au fost înlăturate toate inscripțiile maghiare, numai acestea, negând astfel identitatea istorică multiculturală a orașului. Practica primăriei clujene este deopotrivă jignitoare pentru comunitățile române și maghiare. Instituția consideră indezirabilă limba, cultura și prezența istorică a comunității maghiare și presupune intoleranță din partea comunității române, au transmis membrii asociației. Aceștia au cerut primăriei Cluj să înlăture posterul din Piața Unirii până vineri 18 mai, ora 15. Câteva ore mai târziu, municipalitatea clujană a dat jos bannerul. Membrii Musai Mujai mai spun că, în ciuda apelurilor făcute de ei, comunicarea privind zilele Clujului, afișe, caie de program, pliante, pagină web, brand, inscripții, este în continuare monolingvă. În urma unui proces intentat de această asociație, primăria Cluj a fost obligată să amplaseze inscripții multilingve la intrările în municipiu.